Am văzut o jumătate de bucurie sub dărmături și jumătate în picioare, dar pustiu și gol, fără oameni. Pe străzi erau mașini de tot felul, care mai de care mai frumoase, mai luxoase, dar fără oameni. Puteai să înțelegi pe care voi ei, nimeni nu era și nimănui nu-i trebuiau. Am văzut orașe și sate pustii, câmpii verzi, dar pustii. Am intrat într-o casă să mă dumiresc dacă este cineva acasă. Nimeni. Pe gaz încă mai fierbea unul cu mămăliguță, masa era aranjată, jos lângă aragaz, un șorț și haine femeiești, semn că a prins o moartea pe gospodină făcând mâncare, iar pe scaune și spătar, haine bărbătești și femeiești, semn că se la masă. M-am mirat și eram stupefiat de acea liniște, ca de mormânt, și de acel pustiu. Începând de la Galați și până în nordul Moldovei, nu știu dacă am întâlnit vreo șapte oameni de toți, așa de rar și de departe erau unii de alții, poate la sute de kilometri. Toți erau îmbrăcați în haine albe, semn că nu mai atâți drepți s-au mai găsi printre oameni când s-a produs cataclismul. Am văzut până în Rusia, până la Moscova. Nu știu dacă or fi fost șapte oameni pe care i-am întâlnit și aceia erau îmbrăcați în haine albe. Pe aici locurile erau arse, de parcă ar fi dat cineva foc la munți și la câmpii și clădiri dărmate ca la cutremur.